ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. De data aceasta, haideți să vedem ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Este o etalare generală care se poate potrivi tuturor zodiilor și dumneavoastră sunteți responsabili să adaptați sau nu ceea ce vă spun eu în aceste etalări. Am pregătit 3 variante. Nu încercați să vă atribuiți nimic din ceea ce găsiți aici dacă considerați că nu vi se potrivește. Așadar, încercați să luați de aici doar ceea ce considerați că este util și benefic ca și informație, pentru că nu se poate potrivi tuturor. Este vorba de viitorul apropiat, indiferent de momentul în care dumneavoastră găsiți acest videoclip. Căci consider că nu este întâmplător nimic, da? Și în momentul în care veți vedea acest videoclip, acest lucru înseamnă că a trebuit ca dumneavoastră să vedeți acest videoclip. Probabil există informații de care aveți nevoie. Se referă atât la carieră, la serviciu, la bani, afaceri sau la relația amoroasă. Așa cum v-am spus, energiile nu cunosc universul nostru și se pot întrepătrunde, însă nu poate merge mai mult de o lună de zile această etalare din momentul în care veți vedea acest videoclip. De asemenea, nu uitați că anumite evenimente fie s-au întâmplat, fie se vor întâmpla, fie sunt în curs de a se întâmpla. V-aș ruga de asemenea să vă alegeți doar o singură variantă și dacă nu vă regăsiți în această variantă, să reveniți a doua zi asupra videoclipului pentru a alege o altă variantă. Poate rezonați cu această a treia sau a doua variantă sau prima variantă în funcție de ceea ce dumneavoastră vă alegeți astăzi. Însă e bine să vă folosiți intuiția sau ca și număr, ce număr vă place, sau ca și pietre. De data aceasta am folosit 3 pietre, da? Aceasta este prima piatră, se numește lapis lazuli. Este o piatră care este utilizată pentru a își găsi forța interioară anumită persoană, claritate în idei și în gândire, pentru a vedea lucrurile mai clar. Acesta este ametist, aceeași proprietate de a clarifica gândurile, de a găsi calea cea dreaptă, de a afla adevărul, bazându-ne pe intuiție. Iar cea de-a treia piatră, am uitat cum se numește, este o piatră care în general ne ajută pentru prosperitate, abundență, energie pozitivă. Așadar, varianta 1, 2 și 3. Haideți să începem cu prima variantă. Cei care au ales, deci așadar, această piatră. Da? Aici pentru dumneavoastră văd deja o persoană, fie ați intrat dumneavoastră într-un conflict involuntar, fie pentru că așa vă doriți, da, mai există și această variantă. Sper că se văd toate cărțile, da, nu sunt sigură. Am să fac un pic loc aici, da, pentru ca să se vadă toate cărțile. Ok, acum sper că este mai bine.
Deci aici văd, așa cum am spus, o persoană care ați intrat într-un conflict sau veți intra într-un conflict în viitorul apropiat. Eu v-aș spune așa, aceste cărți îmi spun că nu este momentul să acționați. Parcă dumneavoastră vreți să puneți capăt fie unui conflict, da? Așa cum v-am spus, fie că e vorba de serviciu, fie că e vorba de relații, dumneavoastră știți să adaptați mai bine la situația dumneavoastră, însă vă văd pur și simplu gata de luptă. Cărțile spun că nu a venit momentul. Nu este momentul să vă aruncați într-un conflict. Dacă sunteți siguri de dumneavoastră, puteți să faceți acest lucru, da? Însă, aici cărțile îmi arată că dacă nu aveți toate datele problemei și aveți unele dubii, da? Deci nu sunteți 100% siguri, cărțile îmi spun să stați deoparte, să analizați mai bine, pentru că veți înțelege mult mai bine situația, da? Deci eu văd aici că dacă sunteți, este vorba de relație, da, cu partenerul sau partenera, să știți că nu veți afla adevărul de la el sau de la ea în acest moment. Pentru că se va lupta cu dumneavoastră până în final. Deci nu veți câștiga nimic dacă intrați într-un conflict acum. Planetele nu sunt aliniate pentru a putea intra și a afla lucruri pentru care dumneavoastră aveți unele dubii și pe care le-ați dori să le auziți de la partenerul dumneavoastră. Sau dacă vă gândiți la serviciu și vi se pare că ceva este în regulă în jurul dumneavoastră, este adevărat, ceva este în regulă, însă dacă intrați în conflict cu acele persoane, să știți că nu veți câștiga pentru că sunt încăpățânate și vor rămâne pe propriile poziții, da? Și nu veți găsi, să spun, claritate în gândire pentru a putea găsi acea viață armonioasă pe care vă doriți, da? Văd că dacă dumneavoastră aveți intenția ca să inspectați, să aflați anumite lucruri. Pentru că văd aici că există fie o relație în secret, fie există secrete în jurul dumneavoastră. Aveți claritate asupra unei părți din problemă, nu asupra tuturor. Parcă sunteți în fața, vă văd așa, în fața unui drum și unul este plin de lumină, celălalt mai întunecat și nu știți ce să faceți. În orice caz, dacă sunteți într-o relație, dumneavoastră și partenerul sunteți total diferiți, da? Cineva vrea să își ia toate bagajele în ghilimele și să plece, da? Există o dramă în jurul dumneavoastră, văd aici, pe care fie dumneavoastră vă faceți, fie partenerul vă face sau partenera să vă simțiți în asemenea fel. Pentru că aici văd pe cineva care își dorește să aibă o relație stabilă, atât de în punct de vedere material, financiar, cât și sentimental. Dar sunt lucruri în secret. Văd aici o puternică energie din rac, iarăși vărsător, gemeni sau balanță. Văd o persoană brunețică, cu ochii negri sau căprui și tenul deschis, cam asta văd. Însă, văd că dacă dumneavoastră veți aștepta și veți lua acel moment de repaus, pentru că este momentul să așteptați și nu să intrați în acest conflict, pentru că nu veți rezolva nimic
absolut nimic, nu veți crea decât o dramă în jurul dumneavoastră. Deja există anumite divergențe, pentru ce să creați și mai multă furtună acolo unde nu este nevoie? Deocamdată nu este nevoie. Da, sunt secrete, vă asigur că sunt, însă nu le veți afla. Partenerul sau partenera vă va rezista. Dacă sunt la serviciu, da, sunt anumite secrete, anumite, în ghilimele, comploturi, dar nu este complot, dar există anumite bârfe, da? Iar nu veți afla adevărul deocamdată. Așadar, cum spuneam, dacă este și veți înțelege că este momentul să luați un repaus, să nu acționați pentru moment, atenție, repet, pentru moment, veți fi în măsură să uitați toate problemele, da, din jurul dumneavoastră, că sunt ele la serviciu, că sunt în relație. Concentrați-vă asupra dumneavoastră, pentru că veți găsi această abundență, veți găsi această fericire. Uitați-vă ce frumos veți înflori. Uitați-vă câtă abundență veți găsi, veți renaște, pur și simplu. Pentru unii dintre dumneavoastră înseamnă că, atenție la femei, da? Că dacă vă doriți un copil, este o perioadă propice și veți avea acel copil. Dacă au existat anumite probleme și nu ați putut rămâne însărcinată, să știți că există posibilitatea să rămâneți însărcinată după toată această suferință, după toată această dramă. Pentru că este în destinul dumneavoastră. Deci asta numai dacă veți alege să nu acționați pentru moment, da? Să vă gândiți foarte bine la dorințele dumneavoastră, pentru că nimic mai important nu este pentru dumneavoastră acum decât să vă detașați și să luați această pauză și să rămâneți neutri. Pentru că dacă nu veți face acest lucru, vă veți bloca energia interioară, vă veți bloca această claritate de care dumneavoastră aveți nevoie. Pentru că acum, dacă îmi permiteți, o parte dintre dumneavoastră nu vede bine situația, da? Așa cum v-am spus, energiile se întrepătrund și este vorba fie de dumneavoastră, fie de persoana specială la care vă gândiți, fie de anturajul dumneavoastră dacă vă gândiți la serviciu. Deci, îndrăzniți să vă lăsați purtați de visele dumneavoastră pentru a putea observa și pentru a vă angaja într-un parcurs ulterior de unde veți putea ieși învingători, învingătoare, pentru a vă găsi fericirea și această abundență interioară, armonie. Uitați-vă ce frumos, protecție, destin, deci, pentru că totul este în destinul dumneavoastră. Cât despre relație, dacă vă gândiți la relațiile amoroase, nu este momentul să faceți niciun proiect pentru temporar, da? Deci pentru moment. Dacă nu sunteți în cuplu, pentru persoanele singure, cărțile spun că este timpul să profitați de acest moment de destindere, de repaus, de solitudine, tocmai pentru a învăța să vă cunoașteți mai bine și a nu crea această dramă în jurul dumneavoastră. Dacă sunteți în relație cu cineva și lucrurile vi se par că nu merg bine și că există anumite lucruri ascunse, cărțile spun că este momentul ca să trăiți clipele din prezent și să nu puneți sare pe rană, da? Trăiți clipele din prezent, relaxați-vă, pentru că nimic rău nu se va produce în acest moment dacă
veți alege să nu intrați în acest conflict, da? Pentru că dacă veți intra în conflict cu partenerul sau partenera, văd că acesta sau aceasta va pleca, da? Nu forțați așadar nimic pentru moment. Cheia succesului dumneavoastră pentru cei care au ales această primă variantă este să aveți, cum să vă spun, să aveți răbdare. Deci răbdarea este cuvântul, da? Care vă ajută să treceți peste aceste momente. Nu lucrați nimic la relația dumneavoastră, nu încercați să aflați nimic, nu încercați să împingeți partenerul sau partenera dincolo de unde nu se simte, de zona de confort, da? Lăsați timpul și conexiunea să se facă și să se creeze în mod natural, da? Deci faceți această pauză în orarul dumneavoastră, în ghilimele, dacă îmi permiteți să spun așa. Deci luați o destindere completă de tot ceea ce vă înconjoară pentru a vă pune planul în funcțiune și pentru a vă atinge aceste obiective. Deci puteți să meditați foarte frumos la un proiect viitor pentru că este în destinul dumneavoastră și veți reuși. Sunteți într-un proces de vindecare complet. Așadar, lăsați timpul să se manifeste pentru dumneavoastră. Răbdare, timp, degajare sunt cuvintele cheie pentru cei care au ales această primă variantă. Haideți să vedem cei care au ales a doua variantă. Imediat. Deci această primă variantă o să o punem deoparte. Pentru cei care au ales așadar această a doua variantă cu ametistul. Haideți să vedem pentru dumneavoastră. Se vadă cărțile. Excelent. Aici, la dumneavoastră, cei care ați ales această a doua variantă, văd că există aici divinitatea, un proiect care se creează pentru dumneavoastră, care îngerii și Dumnezeu creează acest proiect. Aveți răbdare, pentru că este în destinul dumneavoastră să vă găsiți această pace interioară, să vă găsiți, dacă vă căutați partenerul sau partenera, sau cineva să revină în viața dumneavoastră sau să intre în viața dumneavoastră, aveți răbdare pentru că se petrec acolo sus, se scrie destinul dumneavoastră, da? Deci nu vă faceți griji pentru că cu înțelepciune veți trece și veți reuși să vă găsiți această pace interioară. Văd aici, nu știu de ce, văd o persoană care îi place muzica foarte mult. Iar parcă după cărțile mele v-aș spune că dacă sunteți pe punctul de a vă despărți de cineva sau tocmai ați ieșit dintr-o relație care nu vă aducea confort sau nu vă simțeați confortabil, parcă cineva de la serviciu vă va face să vă simțiți bine în viitorul apropiat,
Văd aici că muzica vă va conecta emoțiile și vă va, eu știu, vă va umple inima de armonie, dacă pot spune așa. Pentru că văd aici că este foarte important pentru dumneavoastră să vă ascultați intuiția. Pentru că este singura voce interioară care vă va da puterea să vă găsiți pacea de care aveți nevoie. Este momentul să aveți un dialog cu divinitatea și să cereți îngerilor și lui Dumnezeu ceea ce vă doriți clar în viață. Pentru că intuiția dumneavoastră nu este ceva ceea ce puteți vedea cu ochiul liber și ce proiect divin este în cale de a se produce pentru dumneavoastră, nu aveți cum să înțelegeți pentru moment acest plan. Nu aveți cum să-l înțelegeți, da? Parcă ignorați această capacitate de a conduce propria viață după vocea interioară, da? Să știți că aveți această capacitate maximă de a citi printre rânduri, atât pe dumneavoastră, dar cât și pe cei din jurul dumneavoastră, și să găsiți acel adevăr pe care dumneavoastră îl căutați de foarte mult timp, pentru că vă văd o persoană care sunteți pasionată de tarot, de astrologie, de spiritualitate. Văd o persoană cu simțul echilibrului, o persoană care știe ceea ce vrea și care se ghidează foarte mult după intuiție, da? Și parcă văd că împingeți aceste limite pe care dumneavoastră le aveți, da, în ghilimele, pentru nu numai dumneavoastră, în general, ființa umană pe care le are și uneori nu ne ascultăm această intuiție, dumneavoastră văd că împingeți foarte mult acest lucru și să știți că vă veți dezvolta această spiritualitate. Văd o persoană foarte tânără aici, o femeie tânără cu tenul alb, cu ochii bluși sau părul blond sau șatenă cu ochii căprui, foarte sigură pe ea, o persoană intuitivă care știe ceea ce vrea și care fie va veni în viața dumneavoastră dacă sunteți bărbat, fie dacă sunteți femeie, parcă această persoană vă va sprijini, vă va ajuta și parcă vă va face cunoștință la serviciu cu acel bărbat cu care dumneavoastră veți găsi, emoțiile, pentru că dumneavoastră sunteți o persoană pasională care vrea să-și trăiască emoțiile la maxim. Deci totul depinde de a asculta foarte mult această voce interioară, de a avea acest dialog sacru și profund cu Dumnezeu și cu voi înșivă, da? Pentru că numai dacă cereți, veți primi ceea ce sufletul dumneavoastră are nevoie, da? Există momente pe care dumneavoastră știți că în adâncul sufletului că o persoană va juca un rol important în viața dumneavoastră. Știți sigur asta. O persoană care are bani, care are putere materială, care are o poziție. Parcă tot de la serviciu, nu știu de ce văd acest lucru, că de la serviciu este această persoană, de unde lucrați. Și această persoană va avea un rol important în viața dumneavoastră. Dacă n-ați găsit-o, să știți că o veți găsi cât de curând. Și vă veți conecta cu ea pur și simplu întâmplător. Adică nici prin cap nu vă va trece. Pentru că nu este tipul dumneavoastră de persoană pe care îl vreți, însă veți fi conectați atât de mult încât, cum să vă spun, la un nivel imposibil de descris, pur și simplu, da?
Iar momentele pe care le veți trăi împreună vor grava, vă vor grava sufletul, da? Vor fi scrise adânc în sufletul dumneavoastră. Deci, fie, așa cum a spus cineva, a intrat în viața dumneavoastră, da? Fie va intra cât de curând în viața dumneavoastră și va juca un rol important în parcursul vieții dumneavoastră, pentru că este în destinul dumneavoastră acest lucru. Parcă la început văd că va fi o relație secretă sau vor exista anumite secrete la început, sau pentru unii dintre dumneavoastră va fi o relație în trei, pentru că s-ar putea ca persoana respectivă să fie căsătorită sau într-o relație. Însă, în orice caz, va fi un mixed perfect această persoană, da? Magia, deci, lui Dumnezeu este în curs să se creeze. Aveți răbdare pentru că este în curs să se creeze. În orice caz, văd o diferență de vârstă între cei doi parteneri, da? Pentru cei care se gândesc la serviciu, să știți că parcă veți pleca de unde sunteți, de la serviciu pe care îl aveți, și veți avea un nou început, un serviciu care vă va oferi abundență și prosperitate. Și va fi serviciul la care dumneavoastră veți visa. Pentru o bună parte dintre voi, văd pur și simplu că vă veți lua bagajele și veți pleca. Poate va fi o întâlnire de afaceri sau un voiaj pe care dintr-o dată îl veți face, vă veți decide să-l faceți, și aici poate unii dintre dumneavoastră veți întâlni persoana respectivă, dacă n-ați întâlnit-o, sau este o deplasare pentru serviciu și parcă acolo se va petrece ceva între dumneavoastră și o anumită persoană. Deci lăsați intuiția să se ocupe de gândurile dumneavoastră, pentru că este corectă. Ascultați această intuiție pentru că vă veți găsi această pace interioară. Nici să nu vă gândiți că nu vă veți găsi această pace interioară. Văd, așa cum v-am spus, o energie din rac, pești sau... rac, pești sau scorpion, da, aici. Nu vă luați după zodii dacă nu... depinde, da? Văd aici iarăși că cineva se află în fața unei decizii de a pleca sau de a rămâne într-o anumită relație sau la serviciu. Ghidați-vă după intuiție, pentru că veți alege ceva ceea ce vă va oferi pacea interioară și echilibru de care aveți nevoie. Pentru alții, dacă vă doriți iarăși, la Doamne vorbesc, să rămână însărcinate, să știți că veți rămâne. Dacă nu vă doriți, atenție, pentru că veți rămâne, există această posibilitate în viitorul apropiat. Chiar cam atât pentru cei care au ales această a doua variantă. Haideți să vedem și ultima variantă. Ce ne pot spune cărțile de tarot pentru cei care și-au ales această variantă cu această piatră? Haideți să vedem. Aici văd că poate o parte dintre dumneavoastră tocmai ați ieșit dintr-o relație sau ați fost trădat în ultima perioadă sau v-ați simțit, da, că cineva vă trădează și parcă vă doriți să nu vă găsiți locul, nu vă găsiți la dumneavoastră acasă, în ghilimele, da? Deci nu vă găsiți locul în interiorul dumneavoastră. Cineva a plecat dintr-o relație pentru că nu mai existau sentimente.
Dar să știți că veți găsi persoana cu care veți avea reușită o căsătorie chiar aici, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, bunătate, prosperitate, vă veți găsi această persoană. Da? Haideți că am început cu finalul, pentru că văd treceți prin momente extrem de dificile. Da? Deci pentru dumneavoastră, cei care ați ales această ultimă variantă, din păcate văd că treceți prin momente dificile. Există lucruri care au fost ascunse, văd aici, în această relație la care văd că cineva a plecat, da? Deci s-a terminat o relație și asta pentru că văd că există lucruri ascunse. Sau cineva nu a avut conștiința liniștită și parcă nu a spus lucrurilor pe nume. Văd că sunteți o persoană modestă, o persoană care va avea un mare succes și care să știți că acolo la serviciu sunteți foarte respectați, da? Văd o persoană care aveți o poziție socială foarte bună și sunteți foarte respectați la serviciu, da? Dar în relație văd că există, inima vă este închisă, pur și simplu. Văd insomnii, durere foarte mare, afectivă, doliu în ghilimele pentru persoana iubită. Văd o energie puternică feminină care gândește foarte, foarte mult la ceea ce a fost, da? În trecut și nu se gândește la prezent, din păcate, da? Deci această persoană trăiește în trecut. Aici totuși că nu vă simțiți în pace, nu vă simțiți, inima nu vă este, cum să vă spun, nu vă este ușurată. Va veni însă un moment în care va trebui să acționați. Însă, pentru moment, este bine să faceți o pauză și să aveți această retragere afectivă, da? Pentru că nu, pur și simplu aici nu vă regăsiți, da? Pentru că nu vă găsiți locul, nu vă găsiți că aparțineți în această relație. Sau dacă vă gândiți la serviciu, nu este serviciul pe care dumneavoastră îl căutați, da? Să revenim la relația amoroasă. Deci nu simțiți că este persoana bună pentru dumneavoastră. Nu vă simțiți în această relație, chiar dacă este o relație de căsătorie și care a durat foarte mult timp, da? Văd aici foarte mult timp, o relație foarte, 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 care a durat foarte mult timp, da? Pentru o parte dintre voi, dar nu vă simțiți că a fost persoana potrivită, da? Nu vă simțiți că persoana cu care sunteți în relație, pentru că văd că o parte sunteți încă în relație, dar că v-ați retras, parcă nu o simțiți familiară, nu o simțiți aproape de inima dumneavoastră, nu vă simțiți bine în pielea dumneavoastră cu această persoană, nu vă simțiți în măsură de a vă afirma și a vă simți demnă sau demn de fericire în această căsătorie, în această relație. Nu ați înflorit. Simțiți că tot ceea ce ați făcut până acum a fost în zadar pentru că nu a fost ceea ce dumneavoastră ați vrut de la viață. Cărțile spun să mențineți capul sus, da? Fără orgoliu. Fără să vă simțiți umiliți, pentru că o parte dintre dumneavoastră parcă vă simțiți umiliți pentru că a fost nevoit să treacă prin aceste etape. Nu!
ați jucat un rol important și cărțile spun să vă uitați în sufletul dumneavoastră, pentru că acest lucru vă va pune într-o poziție cum să vă spun, de putere, și vă veți găsi forța interioară. Vă veți găsi în pielea dumneavoastră până la urmă, da? Parcă nu sunteți în armonie cu inima dumneavoastră, pentru că acest lucru nu este reciproc. Sentimente parcă pur și simplu nu mai aveți pentru persoana cu care sunteți. Efectiv, nu mai aveți. Iar acest lucru vă aduce insomnii foarte multe, pentru că văd că o parte dintre dumneavoastră vă gândiți la o persoană care fie a intrat în viața dumneavoastră, pe care ați cunoscut-o și care ați avut o legătură incredibilă și v-a făcut să vă simțiți împlinită, vă gândiți la acea persoană. Și există foarte multe comparații, da? Pentru că simțiți că cu acea persoană ați putea cuceri lumea, în ghilimele, da? V-ați putea oferi reciproc ceea ce aveți dumneavoastră nevoie. Există aici la dumneavoastră un sentiment mare de pierdere, o criză de identitate, dacă îmi permiteți să spun așa. Pentru că nu vă găsiți locul, simțiți că nu sunteți în locul potrivit. Sunteți foarte, foarte triști din acest lucru. Acest lucru, așa cum v-am spus, vă creează insomnii. Pentru că știți că nu este locul dumneavoastră acolo, în această relație. Nu sunteți făcuți pentru a avea legătură cu acea persoană, da? Din familia dumneavoastră. Și este important să recunoașteți acest lucru mai degrabă decât să rămâneți doar pentru a face un compromis în această relație. Să știți că vă veți găsi acea fericire, veți găsi o nouă situație, veți găsi claritate după acest sentiment puternic de pierdere și de confuzie. Și veți găsi, eu știu, bunătatea și dezvoltarea interioară și fericirea sufletului alături de o persoană nouă, da? Pentru că ceva în viața dumneavoastră se va schimba. Și după această perioadă de gândire și de retragere afectivă, de insomnie, de lăsare a sentimentelor pentru o anumită persoană, veți găsi succesul și reușita de care aveți nevoie. Dorințele dumneavoastră vor fi susținute, pentru că în prezent vă simțiți triști și profund îndurerați, pentru că încă nu sunteți detașat de persoana respectivă. Detașați-vă și este normal ca să traversați o fază dificilă pentru a vă găsi abundența personală, este normal, dar detașați-vă și acceptați cine sunteți cu adevărat, pentru a vă găsi în pielea dumneavoastră, pentru a vă găsi pe voi înșivă, pentru că aceste cărți îmi spun că nu este bine ca dumneavoastră să faceți acest sacrificiu. Dacă nu vă simțiți bine în relația sau în căsătoria în care sunteți, nu este bine să faceți acest sacrificiu, da? Nu este bine, văd că sunteți o persoană care v-ați preocupat întotdeauna de cei din jurul dumneavoastră. Nu! Cărțile spun că este momentul ca dumneavoastră să vă gândiți la voi înșivă, da? Și că nu puteți fi acolo pentru toată lumea.
da? Fiți clari în gândurile dumneavoastră, pentru că nu sunteți autentici, nu parcă lucrurile par frumoase din exterior, însă în interiorul dumneavoastră este o furtună, este o criză de identitate, este o tristețe extraordinar de mare, pentru unii o depresie extraordinar de mare. Vorbiți cu voi înșivă și acceptați că nu este bine să faceți acest sacrificiu. Cărțile spun să vă retrageți de unde nu din această relație sau de la serviciu care nu vă face să pur și simplu să străluciți ca acest soare, căci uitați ce frumos veți avea dacă veți urma acest parcurs. Vă veți clarifica și veți găsi această prosperitate de care aveți nevoie. Cam atât pentru cei care au ales această a treia variantă. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.